Șeful Inspectoratului General al Poliției și-a dat demisia. Ion Bodrug a anunțat pe o rețea de socializare că a luat această decizie din proprie inițiativă și că va activa în continuare în sectorul privat. Tot astăzi, ministrul de interne, Oleg Balan, urmează să anunțe cine va prelua conducerea instituției. Până atunci, interimatul funcției va fi deținut de actualul șef adjunct al Inspectoratului General al Poliției, Gheorghe Cavcaliuc. Din 2012, Ion Bodrug a deținut funcția de viceministru de interne, iar în septembrie 2014 a fost numit în fruntea IGP.